Salut, sunt Alexandra de la Alexandra și Ale. Când toată lumea doară, noi ne vom iubi. Mai precis, jumătatea nebună, visătoare și care se ocupă cu vocea în această trupă. Suntem aici la RBA Studio astăzi pentru a testa 3 microfoane Audio-Technica, mai precis AE6100, AE3300 și AE5400. Ce o să le facem? Nu vă speriați, nu o să le udăm, nu o să le aruncăm de la balcon să vedem ce se întâmplă, nu o să le dăm de pereți. Doar o să cântăm câteva piese Alexandra și Alec, o să vedem care cum sună, care e mai deschis, care e mai închis, care îi plac mai mult armonicile, știți, chestii de-astea tehnice, dar drăguțe în fond. Aici îl avem pe primul nostru subiect de test, se numește AE6100 și este un microfon hipercardioid dinamic. Face parte din seria Artist Elite de la Audio Technica, de fapt AE din numele său tocmai de la asta vine, de la Artist Elite. Am citit despre el și se spune în general că este construit pentru muzicienii care sunt toată ziua bună ziua în turneu, deci e automat foarte rezistent, foarte compact, așa. Și are și protecție antișoc, la modul că, bine, nu la modul că dai cu el de perete și rămâne întreg. Ah, ce-am eu cu pereții azi? Așa, e la modul că dacă la un moment dat faci un solo, de exemplu, de voce, ai partea ta de medley și așa, și faci așa, și faci așa, și așa, și așa, și așa, și așa, bun, și îl bagi în stativ, îl scoți din nucă, din nou și din nou, nu o să se audă foarte tare acest handling noise, deci practic zgomotul perceput de corpul lui, da? Bun. Ce pot să mai spun despre el? O să vă spun abia după ce cânt pe el, pentru că deocamdată arată bine, se simte bine în mânuță, dar nu se iau deciziile așa, nu? Așa, subiectul de test numărul 2, mai precis AE3300, tot din seria Artist Elite. Ce vă pot spune despre el este că este un microfon cardioid condenser, ceea ce înseamnă că nu va putea funcționa fără cei 48 de volți magici, deci Phantom Power, trebuie să-i dați, că altfel nu o să înțeleagă nimic săracul din ce că îi cântați așa frumos, bun. Așa, avem pe el aici un filtru pentru joase și avem un filtru care putem scoate 10 decibeli. Să zicem că avem o sursă de sunet foarte puternică, gen o vocalistă Aretha Franklin, Patti LaBelle kind of thing, da? Și trebuie neapărat să scoatem 10 decibeli ca să ne înțelegem, clar, bun. Așa, microfonul poate să scoată până la 8 mV, ceea ce e un output foarte bun pentru categoria lui. Și dacă e să vorbim de output, hai să vorbim și de input, da? Duce până la 157 de decibeli. Nu e cazul să vă gândiți că o să înregistrați vreodată așa ceva în studio sau nici pe afară, nici cu studioul mobil. Ca să vă faceți o idee, cam 130 de decibeli în jur de scoate un avion cu reacție când trece la un metru de cineva, adică cum ar trece acum așa, la un metru de tocurile mele. Deci, nemice, mergem să înregistrăm niște avioane după și dacă nu e să înregistrăm avioane, cu siguranță putem înregistra niște chitare electrice cu Alec, ceea ce probabil putem face oricând. Frumusețea se poate pune în fața amplificatorului pentru că duce. Și dacă tot vorbim de instrumente cu un timbru frumos și puternic, AE3300 va funcționa foarte bine și pentru suflători, trompetă, trombon, va capta excelent și se va comporta bine. I know that for sure. Am ajuns și la AE5400, care este practic top of the line în categoria microfonilor de scenă condensă de la Audio Technica. El este cunoscut pentru faptul că îți poate obține un sunet de studio în condiții de live. Cum face el asta? Are înăuntru o capsulă și practic tot ce are el pe dinăuntru, da? Este cam ceea ce veți găsi dacă desfaceți un microfon de studio. E un condenser autentic, cum se spune. Avem din nou pe el acest filtru pentru joase. Putem să eliminăm, de asemenea, ca și la precedentul, ca și la 3300, 10 decibel din inputul de sunet. La fel, duce până în 157 de decibel. Ce este nou este că are un output considerabil pentru categoria lui, practic este vorba de 10 mV. NMC îmi spune că asta e foarte, foarte bine pentru microfoane, așa. Ce mai este de spus despre el e că e un cardioid DC bias condenser. Chestia la care iarăși am ridicat ochișorii așa cu mirare la NMC și am zis: NMC, da, explică-mi, te rog frumos. Și atunci el, ca să nu mă ia cu teorii despre rockii sau make-up sau orice altceva, mi-a explicat simplu. Majoritatea microfoanelor folosesc un magnet pentru a se încărca electric, pe când al nostru folosește polarizare externă, ceea ce e bine pentru el și pentru cel care cântă cu el, așa, sau cea care cântă cu el. Bun. Bineînțeles, precum colegul lui, AE3300 și AE5400 va avea nevoie de Phantom Power în concerte și la repetiții și oricând. I feel myself inside out, filled with you. I feel the oceans and seas start to move, and they are turning around and around, and I'm searching. You're so inside out, and I'm stepping without wanting on holy ground.
I feel myself inside out, filled with you. I feel the oceans and seas start to move, and they are turning around and around. But I'm searching your soul inside out, and I'm stepping without wanting on holy ground. I feel myself inside out, filled with you. I feel the oceans and seas start to move, and they are turning around and around. But I'm searching your soul inside out, and I'm stepping without wanting on holy ground. Aceste microfoane oferite spre testare personal, am ales cu inima. Ai 5400 al meu, nu mai cap îndoială. Sperăm să cântăm cu el cât mai des într-un rol de promovare al noului single în noapte. Și dacă tot veni vorba de noul nostru single, de altfel primul lansat cu un label major, Elba Records, o să-l auziți foarte curând peste tot. Radio, TV, internet, nebunii și la concerte, nu? Cântăm pe această frumusețe.